Poloniei s-a oprit mai întâi la sediul primăriei Craiova, unde a discutat cu edilii orașului. Am avut astăzi o discuție foarte fructuoasă cu domnul ambasador al Poloniei. Am găsit foarte multe teme comune. În primul rând, cred că învățăm ceva sau încercăm să învățăm ceva din experiența Poloniei în atragerea de fonduri europene. După cum știți, Polonia a reușit să absoarbă 98% din fondurile europene care au fost puse la dispoziție, în timp ce România a reușit doar 13% și asta poate și din cauza faptului că polonezii au mers foarte mult pe fonduri care să fie alocate către administrațiile publice locale, ceea ce în România nu s-a întâmplat, dar să sperăm că se va întâmpla de acum înainte. Cieszę się, że miasto ma tak dynamiczne właśnie przywództwo w osobie pani primar. Zostałem poinformowany o licznych planach rozwoju miasta. Co stwarza też dodatkowe pole współpracy czy zaangażowania polskich partnerów. Marek Szczigiel a akceptat apoi invitația la dialog venită din partea președintelui Consiliului Județean Dolj. Bine ați venit în județul Dolj. Este o mare plăcere să vă avem oaspete. Sincer vă spunem că vă așteptam de mai mult timp să veniți la Craiova, pentru că veniți dintr-o țară prietenă și foarte dragă nouă. Avem de învățat de la dumneavoastră, pentru că sunteți țara exemplu în Uniunea Europeană de absorbția fondurilor europene. De asemenea, avem de învățat de la dumneavoastră că ați făcut regionalizarea într-un anumit moment și am vrea să știm ce a fost bine și ce a fost mai puțin bine. De asemenea, suntem foarte legați de comunitatea poloneză. To miejsce i ten region są bardzo ważne dla Polski, dla Polaków ze względu na historię. Acest loc și această regiune sunt foarte importante pentru polonezi din cauza istoriei. Jak pan wspomniał, w czasie trudnym dla Polski II wojny światowej tutaj właśnie znalazło schronienie wielu Polaków, w tym najwyższe władze Rzeczypospolitej. După cum ați mai menționat, în timpul celui de la Itoare la Război Mondial, în timpul greu pentru polonezi, mulți dintre ei au găsit aici adepost. Także Craiova, powiedziałbym, jest jednym z bardziej znanych miast w Polsce. Așa că pot să spun că Craiova este unul dintre cele mai cunoscute orașe din România în Polonia. I nadal jest wiele osób, które mają osobiste wspomnienia rodzinne dotyczące tego miejsca. Și mai există și multe persoane care au relații familiare în ceea ce privește acest loc. Ambasadorul Poloniei a vizitat apoi Universitatea din Craiova, Teatrul Național Marin Sorescu și Cimitirul Catolic din Cetatea Banilor.